Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Vă mulțumim că încă o dată ne primiți în casele dumneavoastră și ne sunteți alături. În această seară vom discuta un subiect important pentru perioada asta și important pentru viața noastră, pentru fiecare adult, fiecare tânăr. Vom vorbi despre educație. Titlul este unul generic, măsurile educaționale în județul Marea Mureș. În această seară l-avem alături de noi pe domnul inspector general Mihai Pop din partea Inspectoratului Școlar Județean Marea Mureș. Bună seara! Bună seara, domnul inspector, vreau să vă mulțumesc că ați acceptat să fiți parte din emisiune și să fiți alături de noi. Vreau să vă felicit și să vă mulțumesc totodată pentru activitatea pe care o desfășurați în cadrul instituției pe care o reprezentați și pentru rezultatele pozitive pe care le aveți și le-ați afișat de când păstoriți, ca să zic așa, această instituție. Mulțumesc. Aș vrea să începem prin a discuta puțin, aș vrea să transcedem prin mai multe subiecte, acum timpul este destul de limitat, dar vom încerca să acoperim. Ce spuneți de situația asta sau ce părere aveți așa ca și reprezentant de instituție de părerea, de opinia asta cu greva? Vă spun din ce punct de vedere. În comunitățile defavorizate, copiii când ajung la școală știți că acolo avem un deficit de educație din partea noastră ca și comunitate. Acum, dacă s-o întrerup puțin ciclul ăsta cu profesorii care sunt în grevă, au avut așa niște efecte, că îi ținem mai greu la școală. Ce părere aveți despre chestia asta? Bun, acum problema e mai largă, e mai complexă. A fost generată de mulți ani de nemulțumiri și de promisiuni, creșterea PIB-ului sau bugetului la 6% din PIB a fost o promisiune care nu a fost onorată și de aceea colegii au decis să pornească această mișcare de protest. Acum și eu sunt profesor și eu am familie, am copil, am plate la bancă, știu care este situația. Dar astăzi, prin natura postului pe care îl ocup, trebuie să păstrăm neutralitatea și să păstrăm echilibru, în așa fel încât să nu mai agravăm și noi situația. Deci este necesar să respectăm dreptul colegilor care fac grevă, de asemenea trebuie să respectăm dreptul colegilor care au decis să nu facă grevă, să asigurăm ceea ce este cel mai important pentru această perioadă, securitatea copiilor care vin la școală, să vedem că lucrurile se desfășoară așa cum sindicatele au hotărât să se întâmple pe perioada grevei, adică să facem greva la școală, să semnăm condică, să anunțăm dimineață comitetul de grevă că azi intrăm sau ieșim din grevă, pentru că sunt de gestionat foarte multe acțiuni pe care inspectoratul le are în grijă în această perioadă. Suntem în perioada de înscriere la bacalaureat, intrăm începând cu 2 iunie în a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare, realizăm inspecțiile pentru colegii tineri care vor participa la inspecțiile de examen de titularizare și apoi avem inspecțiile de definitivat. Acolo mai avem câțiva colegi care va trebui să își facă inspecțiile. Deci sunt lucruri care se desfășoară, se evaluează dosarele de gradație de medic și atunci noi trebuie să fim în permanent în contact cu colegii, să știm că sunt sau nu sunt în grevă pentru a putea gestiona aceste lucruri. Da, acum și eu am fost și sunt solidar cu reacția profesorilor și învățătorilor, pentru că trebuie să recunoaștem că și societate educația este fundamentală și dacă nu avem oameni bine plătiți și oameni bine pregătiți în sistem care să predea, nu vom avea generații viitoare, nu vom avea un viitor și m-a raportat la stimulentele financiare, sunt destul de mici, raportat la cât ce pregătire are nevoie de un învățător, un profesor, examene și câte cărți trebuie să-și cumpere. Acum și eu sunt solidar din punctul ăsta de vedere. Am văzut rezultate foarte faine acum cu începutul de an școlar și așa am reușit din ce am monitorizat și eu ca și reprezentant de asociație și parte din societatea civilă referitor la procesul ăsta de înscriere în clasa 0. Ce soluție credeți că ar fi benefică acum într-un viitor apropiat raportat la să diminuăm cât se poate de mult clasele segregate. Sau, da, în special unde ar putea apărea segregare din diferite motive sau discriminare, segregare de fapt, nu discriminare. Acum, situația
și aici este complexă, complicată. La momentul acesta, legislația, am mai și discutat și cu tine situația asta, legislația nu este foarte clară. Deci, înscrierea la clasa pregătitoare se face pe baza circumscripției stabilite din spectratul școlar împreună cu primăriile, împreună cu școlile. Da. A fost prima dată după mulți ani când la nivelul orașului Baia Mare, dar și la Sighet, am încercat să reanalizăm și să redimensionăm, să redistribuim străzile în așa fel încât să reușim să facem un echilibru. Da, și să fie cuprinse și zonele astea marginale. Da, am reușit la Sighet să facem, anul acesta nu mai trebuie să suplimentăm clase la Sighet datorită aglomerării într-o școală sau alta. În Baia Mare, în schimb, n-am reușit. Apoi, dacă ne întoarcem la bucata asta cu segregarea, din păcate, pungile de sărăcie din toate orașele la comunele țării sunt concentrate în anumite cartiere, anumite. Și atunci, automat, de aici vine segregarea. Acei copii se duc la școala X. De care aparține cartierul sau zona lor. Și atunci, automat, în acea școală vom avea mai mulți copii care, într-un anumit mod, pot să devină segregați. Deci, eu am discutat la minister acest lucru și am rugat să găsească soluții, pentru că legea educației, cel puțin în proiect, apare o singură dată cuvântul segregare, sper să nu greșești, apare și cuvântul segregare, apare și cuvântul circumscripție. N-am cum să respect cele două lucruri, pentru că oarecum se bat cap în cap. Atunci, poate că una dintre soluții ar fi repartizarea copiilor din aceste comunități, la fel cum se face la clasa a noua. Locuri speciale. Și atunci copiii din aceste comunități să aibă posibilitatea să aleagă. Pentru că, iar știi, la fel de bine ca și mine, nici copiii din aceste comunități nu vor să fie despărțiți. Da, și asta e altă chestie. Și asta e o altă situație care ne împiedică. Am încercat să facem lucrul ăsta, nu ne vrem toți împreună. Și atunci, automat, se naște și segregarea. Deci, vine și din partea cealaltă. Și atunci, este foarte greu să intervenim. E clar, e foarte greu să intervii la o astfel de clasă. Când copiii nu au fost la grădiniță sau condițiile de acasă nu sunt cele mai prielnice. Apoi, noi nu înțelegem, și aici poate e o problemă a sistemului, noi nu înțelegem că acei copii, când vin în clasa pregătitoare, mulți nu înțeleg limba română. Nu înțeleg ce spune doamna. Doamna nu-și dă seama că copilul nu înțelege. Și de aici apare diferența. Se acumulează pierderea și automat el pleacă din start cu un handicap de 3 ani, acei 3 ani de grădiniță. E foarte perioadă, foarte greu de recuperat. Și atunci nu suplinim. Deja am găsit soluția să creăm certificate educațional pentru cerințe educaționale speciale. Nu ne ajută că nu putem avea intervenție. Cei mai mulți de copii primesc aceste certificate, dar integrare școlile de masă și fără profesori de sprijin. Din păcate, avem prea puțin profesori de sprijin. Care să acorde suportul necesar. Un profesor de sprijin de calitate e mină de aur într-o școală. Și nu avem acești oameni. Nu știu dacă sunt 15 în județ. În județ. Da. La fel, nu avem logopezi, avem doar 22 de norme de logopezi. Și acolo și acești oameni trebuie să intervină, să identifice rapid în clasa pregătitoare, clasa 1, maxim clasa 2, să aplice corecțiile diferențele, problemele și apoi să poată să intervină. Deci, sunt lucruri care sunt carențe ale sistemului care trebuie rezolvate. Noua lege a educației sper să vină. Dar, oarecum, deci s-au suplimentat 1200 posturi de consilier școlar. În schimb, nu ne-am gândit și la povestea asta a logopezilor, ne-am gândit la problema profesorului de sprijin, care sunt, zic eu, esențiale. Aceste posturi de profesori de sprijin și logopezi se acordă în funcție de, nu știu, un profesor la X școli sau raportat la un număr de elevi?
de dezvoltă o problemă de genul ăsta, de este, așa puțin. Nu este o logică. Sunt în a distribui aceste posturi. Sunt niște meserii oarecum noi. Deci și profesorii de sprijin, dar mai ales logopezii au apărut în sistemul de educație oarecum recent, nu știu dacă sunt 10 ani de când avem. Încă nu stăm bine, la rețeaua de consilieri școlari. Fiecare, deci avem nevoie de un consilier școlar la 500 de elevi. Cred că e foarte puțin. Consilierul la ța elevi. Dar încă nu i-am acoperit la nivel de Maramureș. Deci e deficit. Și cei, acum am primit în suplimentarea de 1200 posturi la nivel național, am primit 27 de posturi, dacă rețin minte, care vor intra acum, odată cu titularizarea și cu tablele de mobilitate, vor fi ocupate și mai rezolvăm din problemă. Dar mai trebuie rezolvată problema logopezilor, mai trebuie rezolvată problema profesorului de sprijin. Din ce am înțeles de la dumneavoastră și din ce văd și eu în sistem, sunt probleme de ordin legislativ, pe care vă afectează și pe dumneavoastră ca instituție și pe noi ca și societate. Cum considerați că s-ar putea rezolva sau aduce în atenția parlamentarilor, reprezentanții Maramureșului în Parlamentul României ar putea aduce, nu știu... Deci am avut discuții. Din păcate, societatea civilă a devenit foarte puternică. Toată lumea este preocupată de absolut tot. Suntem specialiști în absolut tot. Până acum câțiva ani eram specialiști doar în fotbal. Acum suntem specialiști toți în educație și aici trebuie să intervin un pic și să facem un pic de separare. Școală, părinți, de exemplu, comunitate. Corect. Trebuie să-și cunoască fiecare lucru. Fiecare să stabilim foarte clar până unde intervenim. Sunt pentru colaborare, dar trebuie păstrate obligatoriu niște limite. Corect. Perfect. La început de am stabilim de comun acord regulamentul, stabilim modul în care acționăm și apoi lăsăm școala să-și facă treaba. Nu stabilim noi acasă modul în care nu putem să stabilim noi acasă modul în care lucrează fiecare adică profesor. Ce trebuie să facă profesorul la clasă? Da. Nu e normal să stăm să vedem că la o clasă s-a făcut alta într-un fel, venim, apoi doamna noastră n-a făcut asta, vrem și noi așa. Nu, fiecare doamnă sau profesor are propriul lui ritm, are propriile obiective. La final toți trebuie să ajungă la țintele. Urmăresc o planificare pe care o au. Da, deci trebuie să fim atenți la Da, asta. Am observat și eu reacția asta participând la întâlniri cu părinții din diverse școli și diverse comunități, și rom, și neron, unde am fost invitate, că și mie mi se pare, eu mă raportez la mine când am început ciclul educațional la Școala Vaslui Alexandrin în 97. Părinții mei și părinții colegilor mei aveau un respect foarte mare pentru cadrele didactice, adică dacă doamna învățătoare spunea o chestie sau doamna dirigintă, nu intervenea nimeni că, na, nu știu, copilul meu nu a făcut aia și trebuie făcut așa, că am văzut pe internet deja. Acum părinții intervin foarte mult în procesul ăsta educațional de formare, proces de formare educațional pe care ar trebui să-l facă profesorul. Nici de cum părinții și, nu știu, cred că aici ar fi nevoie de un regulament mai strict sau e permisivă legea. Nu, trebuie să înțelegem toți că trebuie să respectăm educația, trebuie să ne respectăm unii pe alții. Este adevărat că n-am terminat ideea dinainte. Legislația ne permite și legislația poate fi foarte ușor contestabilă. Deci este foarte, absolut, totul se poate contesta. Totul se contestă și acum noi, profesorii, că suntem directori, că suntem în inspectoratul școlar, că suntem la catedră, suntem profesori. Nu am făcut niciunul dintre noi studii juridice. Corect. Dacă le făceam, aveam altă meserie. Lucrăm cu legea. Lucrăm cu legea. Dar pașii, procedurile care trebuie respectate sunt foarte greu de urmărit. Se poate greși foarte ușor pentru că volumul de muncă este foarte mare. Trebuie să fii foarte atent și un director de școală care are 1300 de copii, are 5 corpuri de clădire, are 40 de angajați. El trebuie să le vadă, nu are consultanță juridică. Nu are jurist în școală. Nu are jurist în școală. Noi avem un jurist al inspectoratului școlar, avem un articol în regulamentul de organizare și funcționare a învățământ care spune că juristul inspectoratului școlar acordă consultanță. Nu, pe la atâtea școli.
școlilor. Dar în momentul în care, el cum oferă consultanța? Că nu îl poate reprezenta în instanță. În instanță. Nevoie tot de avocat. Deci sau... tot de avocat. Ei nu pot să-și angajeze. Deci este foarte complicat. Și nu-i treaba noastră să ne luptăm în instanțe. Corect. Noi trebuie să facem educație. Și de aceea legislația este incredibil de complicată. Uitați-vă acum speța cu greva. Dintr-o dată, toată lumea a devenit specialist în codul muncii. Dintr-o dată, toată lumea. Niciodată nu m-am gândit până la momentul acestei greve ce înseamnă a suspenda de drept un contract de muncă. Este foarte clar. Cu sindicatele au venit și au spus, suspendăm de drept. Facem asta. Prezintă condițiile. Așa. În momentul în care am cerut să respectăm legea, adică să operăm în revisal, așa cum am cerut și din punctul de vedere de la ITM și ne-au spus foarte clar, contractul de muncă se suspendă în perioada grevei de drept pe baza articolului 160 aliniatul 1 din legea dialogului social, cu o zi înainte de începerea grevei. Când am cerut colegilor, respectați legea, am devenit și am fost pe toate posturile naționale, toată presa în Maramureș se face abuz. De fapt, noi eram ultimii. Care nu au respectat legea. Care n-am cerut școlilor în mod expres să facă acest lucru. Noi am intervenit doar miercuri. Marți seara am trimis un mesaj scurt, nici măcar n-am fost un document. Un mesaj, vă rog, apucați să operați în revisal aceste suspendări. Iar au venit alții și au spus nu, că se o face la fel ca și la fel de boală. Dacă ne uităm pe legea 905, găsit așa, spune foarte clar. Toate contractele de muncă care se suspendă, cu excepția foilor medicale, se operează în revisal. Și din nou, foarte clar. Este foarte clar, trebuia operat în revisal. Nu știu câtă lume din România a făcut acest lucru. Deci ne-am blocat, ne-am cramponat din nou. Am spus că semnăm în condică. Ne ducem la școală, semnăm în condică, scriem cuvântul grevă dacă fac grevă, nimeni nu o face. Așteaptă o negociere în care spun ok, nu știu ce se așteaptă. Da, pentru a merge la negocieri, mă gândesc că din cele două părți, A și B, fiecare trebuie să-și respecte, adică cine face grevă trebuie să respecte condițiile legislative impuse. În orice situație, respectăm legea. Nu? Deci fiecare director, fiecare coleg care a ales sau nu a ales să intre în grevă, respectă regula jocului pe care l-am început. Corect, da. Asta ar trebui să facem ca și societate, toți, dacă ne asumăm ceva. De asta vorbim. Lipsă de asumare. Deci, suntem o societate de drept, atunci hai să respectăm. Să respectăm până în capăt. Și nu doar când ne convine să fim parte să din proces. Deci este complicat. Este complicat și legea, din păcate, ar trebui să fie mai clară și mai concretă. Și să nu dea atât de mult loc interpretării. Da, cred că și o chestie că pe toate domeniile noi, când am mai lucrat ca și asociație, societate civilă pe cazuri de discriminare, dar nu în mediul educațional, orice caz de discriminare, și am discutat cu avocați, cu cunoștințe juridice, în așa fel au reușit să ne arate că poate să întoarcă toată chestia asta, încât tot nu reușeai să faci nimica. Așa cum aveți dreptate, din păcate legislația se poate interpreta și cine știe și să o interpreteze foarte bine ajunge să fie câștigător. Ce părere aveți, domnul inspector, despre consumul de substanțe interzise în școlile din... Am înțeles că au mai fost cazuri, pe aici, colo, mici cazuri de consum de substanțe interzise. Confirmate nu am avut. Acum zvonuri, mă gândesc. Dar situații sunt. Problema este reală și nu doar substanțele acestea interzise, ci și alcoolul, ci și plecatul de la ore și barurile, locurile. Da, frecventează locurile astea unde sunt. Chiar avem o problemă.
În ceea ce privește siguranța, eu zic că am reușit să schimbăm un pic lucrurile în colaborare cu instituțiile statului de forță, cu jandarmeria, cu prefectura în special, care ne-a coordonat, s-au dat ordini de prefect și se intervine săptămânal și s-au făcut demersurile necesare. Demersurile în așa fel încât să ținem copiii în școli. Da, asta e foarte important. Chiar am spus în acele ședințe, atâta vreme cât suntem noi pe stradă, nu sunt copii. Atâta vreme cât, asta am cerut și colegilor directori, să închidă porțile școlilor, să respecte regulamentul. Adică copiii ies din curtea școlii pe perioada cursurilor doar atunci când solicită părintele sau când există o situație specială cu aprobarea școlii. Da, deci și la fel, colegii, copiii care au împlinit 18 ani, conform regulamentului, predând o carte de identitate de la poartă. Am făcut lucrul acesta, în multe locuri a reușit, în altele mai puțin, dar în orice caz copiii sunt mai ocrotiți în interiorul școlii. Interiorul școlii, da, e adevărat. Am discutat și cu ei, cu copiii, mai am întâlnit de foarte mult cu asociațiile elevilor și i-am făcut să înțeleagă că este pentru ei și pentru siguranța lor personală. Da, cu siguranță, că nu poate să intre nici persoane străine. Da, acum este foarte important, noi știm că e o problemă. Știm că este foarte greu de intervenit. Am organizat împreună cu Barou Avocaților și cu un ONG, cu ASOCO, am primit finanțare de la ei și am organizat mai multe acțiuni de prevenție. Am făcut acest spectacol de teatru în care s-a pus în scenă o piesă în care se prezintă viața unui om care și-a ratat viața. Și a reușit să se salveze și apoi la finalul piesei personajul real urcă pe scenă și vorbește deschis copiilor despre situațiile lui, a avut succes. S-a prezentat altfel această problemă, așa cum este ea și cu tragediile pe care problema asta le naște și le aduce. Da. Deci 2000 de copii au văzut asta, s-au pus întrebări, ore s-a stat după finalul piesei și s-au discutat în special pe consecințele acestui consum. Și cea mai des întâlnită întrebare pe care au pus-o copiii, ce fac părinții? Ce pot să facă părinții pentru a ne proteja? Okay. Și răspunsul și rog pe toți părinții care ne aud și care văd această emisiune, este simplu. Părinții trebuie să-și vadă copiii, să vadă când vin acasă, cum vin acasă, să știe în permanență unde sunt, să le dea încredere, dar să le dea și responsabilitate. Corect. Pentru că noi deja la școală vedem, pentru că nu putem interveni. Singurii care pot să intervină sunt părinții și copiii care trebuie să înțeleagă că doar ei se pot proteja. Noi creăm un cadru. Familia e cea mai importantă. Dar familia trebuie să înțeleagă că fără sprijinul lor, fără trezirea lor, pentru că efectiv trebuie să ne trezim, pentru că pericolul e foarte mare, și din nou spun, și eu am copil, da, ne privește pe toți ca societate. Sunt din punctul de vedere primul interesat să știu că copilul e în siguranță și că nu mediul în care el se învârte prin mediul școlar sau prin activitățile pe care le face sau le va face când va fi mai mare, să-l poată menține în siguranță. Deci noi, părinții, trebuie să fim atenți și să recunoaștem când observăm că copilul nu vine acasă la timp, vedem că i-a dormit când ajunge acasă, vedem că miroase a diferite substanțe, care pot să fie și alcool și tutun și așa. Trebuie să vedem care este anturajul în care se învârte copilul nostru. Trebuie să vedem câte absențe are de la școală, să ne ducem la școală. Ține legătura cu școala. Trebuie să fim atenți pentru că ai noștri, îi iubim. Corect. Și atunci le dăm încredere și de fiecare dată îi credem pe ei. Eu când predau și am incidente la clasă, rapid, în momentul respectiv, ies cu copilul pe hol, luăm telefonul și sunăm părintele. Părintele mă crede în primul moment. Acasă, dar spune copilul. Copilul, eu doar spun, sunt cu copilul nostru, vă rog să vă spuneți, o să vă spună ceva, ce s-a întâmplat. El spune, atunci, în momentul respectiv,
deformează adevărul de față cu mine, de ce foarte multe ori, pentru că asta e. Tot timpul încercăm și suntem copii. Da. Ei înțeleg. Găsească soluție optimă pentru să, ei. Să găsească soluție. Când spun și eu părintelui, așa a fost, sau hai să vedem cum rezolvăm, hai să discutăm, niciodată nu spun, pedepsește, niciodată nu, am avut incidentul ăsta, s-a întâmplat asta, hai să vedem cum putem să, să reglăm, discutați acasă, discutați acasă și vedem ce putem face ca viitor să nu se mai întâmple. De foarte multe ori, da, ne punem de acord toți trei, că asta facem, dar după, la finalul zilei, poate mă mai sună unul din cinci părinți, cel puțin, dacă nu mai mulți, mă sună și spun, știți, dar copilul meu mi-a spus acasă că a fost altfel. A spus altceva, da. Bun, păcate, și atunci am zis, ok, în... credeți-l, copil, eu o să vă sun și data viitoare dacă va fi. Așa dar eu zic că hai să găsim împreună soluție. Bun, la fel și colegii mei, și transmit mesajul, încep să mă duc în sălile profesorale, noi când ne ducem și suntem profesioniști, vedem clasa. Îi văd. Mă uit la ei, îi văd pe toți. Știu că elevul din prima bancă are emoție. Știu că cel din ultima bancă nu și-a făcut temă. Că-l văd. Le vezi reacția. Știu că cel din la mijloc e mai curajos. Celălalt procesează mai greu. Cel din ultima bancă a scuțit, a reținut când i-am spus lecția. Și atunci eu știind toate lucrurile astea. Nu mă repet pe copilul pe care l-am simțit că nu are tema făcută și dau doi. Da, abordați. Nu îl ridic pe copilul care a văzut că nu a înțeles și dau doi și îl critic. Nu. Îi pun la cel care văd că n-a înțeles, îi pun o întrebare prin care să-i dau încredere și la care sunt convins că poate să răspundă. Pentru că orice copil poate să răspundă la o întrebare dacă dozez întrebarea după puterile lui. Și atunci, în loc să-l demoralizez, îi dau curaj. Îi dați măsură de sprijin. Îi dau curaj. Mă duc elegant la colegul din, la elevul din ultima bancă, care am văzut că n-are temă și spun, am văzut că n-ai reușit să-ți faci tema asta, te rog, sau de numai el. Hai să facem o înțelegere, data viitoare vii cu două teme. Să vii cu temă, da. Asta nu se întâmplă nimic. Asta trebuie să facem, asta, așa ar trebui să abordăm. Să-l abordăm pe fiecare după puterea lui și atunci copiii vor aprecia și vor da cât se poate de mult. Așa, aveți dreptate. Domnul inspector, din păcate timpul a ajuns la final. Vreau să vă mulțumesc că ați acceptat să veniți în această seară. Cu siguranță informații pe care le-ați transmis vor fi de folos. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru ceea ce faceți în cadrul instituției pe care o reprezentați. Dragilor, emisiunea noastră a ajuns la final. Vă doresc o seară binecuvântată.